După trei discuții telefonice cu Vladimir Putin în 7 zile, Emmanuel Macron merge la Moscova. Vizita va avea loc luni pentru ca marți președintele francez să ajungă la Kiev. Între timp, militarii americani care vor întări forțele din estul Europei s-au urcat în avioane, iar Statele Unite se așteaptă ca Moscova să inventeze un pretext pentru a justifica un atac asupra Ucrainei. Pentagonul spune că ar putea să fabrice și dovezi video. Surse citate de The Washington Post susțin că scenariul prevede o ofensivă a Kievului în estul separatist ucrainean, care ar face victime și peste graniță în Rusia. Astăzi, administrația Biden ar putea să prezinte mai multe informații, iar Vladimir Putin este în acest moment la Beijing. Despre evoluția acestei crize vorbim cu Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Vă propunem să începem cu această întâlnire foarte importantă care are loc astăzi în China și este în desfășurare chiar în acest moment. Liderul rus, liderul chinez s-au întâlnit, au discutat și chiar participă la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de iarnă. Iată un eveniment sportiv unde oamenii merg relaxați. Care este mesajul transmis în tot acest context? Mesajul este că asistăm deja la un soi de ritual. Președintele Federației Ruse a fost în China în 2015, după 2014, deci, practic, se duce în China de fiecare dată când apar tensiuni majore între Occident și Federația Rusă. În 2015, când președintele Putin s-a aflat la China, în China s-au discutat multe proiecte. Rușii au înțeles atunci că China nu dă nimic gratis, China nu ajută Federația Rusă doar pentru că Federația Rusă are nevoie de ajutor și foarte multe lucruri care s-au discutat atunci n-au fost implementate. Astăzi, în 2021, asistăm la aceeași vizită cu un tip de luciditate sporită din partea Federației Rusă. Am înțeles că China joacă și ea relația cu Federația Rusă cu ochii la Occident, așa cum și Federația Rusă joacă relația cu China tot cu ochii la Occident. Ce va fi pe masă de data aceasta, sigur, corecțiunea, conductele care trebuie să fie construite și amplificate, astfel încât China să devină o potențială alternativă la Uniunea Europeană, dacă Uniunea Europeană și Occidentul vor să blocheze conductele Federației Ruse, Nord Stream 1 sau Nord Stream 2. Mai sunt pe masă două proiecte importante, dar foarte bași, legate de semiconductoare și o discuție despre posibilitatea conectării financiare a Chinei și Federației Ruse, dacă Occidentul va face un blocaj sau va scoate Federația Rusă din așa numitul proiect, din programul SWIFT. Deci aceste lucruri sunt pe masă, dar aceste lucruri nu se rezolvă ușor și China nu se va repezi să sară în ajutorul Federației Ruse doar pentru că Federația Rusă are probleme. Cele două puteri, una foarte mare, China, și una mai degrabă regională, colaborează mai degrabă din rațiuni de necesitate, nu neapărat din rațiuni de dragoste veșnică, dar și relația de necesitate poate să fie eficientă. Relațiile internaționale nu e vorba de emoții, ci de interese. De cealaltă parte, Emmanuel Macron va merge luni la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin și marți la Kiev pentru a discuta cu Volodymyr Zelensky. Ce s-ar putea întâmpla în urma acestor discuții? Ce influență ar putea avea Emmanuel Macron în tot acest context? Mare. În primul rând, de toată deplasarea aceasta oficialii care se plimbă fie la Moscova, fie la Kiev, fiecare folosește într-un fel cartea ucraineană în propria, inclusiv în ceea ce este proiectul intern, dacă vreți, nu doar de politică externă. Asta arată că diplomația este în acest moment principal. Ideea de invazie, care a fost mai degrabă o strategie de negociere și nu o strategie de acțiune, astăzi este mai degrabă în subsidiar. Se negociază. Faptul că se întâlnesc atât de des arată că se negociază pe toate planurile și pe toate dosarele. De ce e important domnul Macron în această ecuație? Pentru că domnul Macron este parte, alături de Germania, de Federația Rusă și de Ucraina, în așa numitul format Normandia, proces care a fost reluat. Procesul Normandia se referă la negocierea statutului regiunii Donbass, necontrolată de autoritățile de la Kiev și controlată prin terți de Federația Rusă. Cineva s-ar putea întreba la ce bun să negociezi o bucățică din Ucraina dacă ai de gând să invadezi toată Ucraina. E ridicol dintr-o perspectivă a invaziei, dar este foarte important din perspectiva soluționării acestui conflict, pentru că în formatul Normandia, dacă se obține o soluție de federalizare a Ucrainei, toată lumea va fi fericită, și partea rusă, și partea occidentală,
pentru că fiecare poate să o așeze ca narațiune de ieșire din criză favorabil, iar Ucraina va trebui, într-un fel sau altul, să își asume acest tip de soluționare ca cel mai mic dintre relele posibile. Acolo se mută problema. Iar faptul că America lansează scenarii sau sugerează că ar putea să apară tensiuni, e o realitate și acolo, pentru că singurul scenariu de violență, de agresiune militară este dacă ucrainienii fac ce a făcut Saakashvili în Georgia în 2008, adică dacă se duc cu trupe spre regiunea separatistă încercând să-și rezolve problema singur. Dacă se va întâmpla asta, rușii vor intra și va începe un război care ridică acum două probleme de securitate majoră în regiune, nu doar Federația Rusă și Ucraina. Și Ucraina trebuie ținută să nu intervină cu trupe în regiunea Donbass, pentru că asta ar însemna inevitabil o intrare militară a Federației Rusă în Ucraina. Revenind la vizita pe care o va face Emmanuel Macron, până acum s-au purtat foarte multe discuții în mediul online, așa au stat lucrurile. Ar putea avea un alt impact, o discuție față în față? Ar putea decurge diferit negocierile? De fiecare dată când față în față decurg diferit, dar când ești față în față trebuie să pui ceva pe masă. Probabil că una dintre negocieri, după negocierile din 90 cu Gorbaciov, președintele Bush, senior la vremea respectivă, a zis așa: vom negocia cu rușii, Germania are buzunarele adânci, nemții vor plăti pe sovietici ca să accepte sovieticii reunificarea germană și rămânerea Germaniei în NATO. A fost un mare succes diplomatic. S-ar putea ca astăzi să asistăm la o soluție acceptată de Ucraina în condițiile în care Uniunea Europeană va plăti Ucrainei sau va sprijini financiar Ucraina. Domnul Macron discută din perspectiva, mă rog, chiar dacă nu are mandat de la Uniunea Europeană pentru asta, discută din perspectiva Uniunii Europene. Deci Statele Unite negociază strategic cu Federația Rusă, dar Uniunea Europeană este acolo să ajute, în sensul în care probabil să dea un pachet financiar consistent Ucrainei, în așa fel încât prețul plătit de Ucraina, strategic vorbind, să fie eventual compensat printr-un sprijin economic financiar de care Ucraina are enormă nevoie și președintele Zelensky inclusiv să acopere eventuale cedări. Mesajele care vin din Ucraina în acest moment sunt de un radicalism extrem de, aș spune eu, chiar riscant. Când domnul ministru de externe al Ucrainei a anunțat clar că nu va accepta nicio formă de statut special și nu va negocia Minskul decât în termenii Ucrainei, asta este o poziție extrem de dură și care face aproape imposibilă negocierile. Domnul Macron cu siguranță va discuta și despre aceste aspecte. Mircea Geoană spunea că toate aceste atacuri și amenințări venite din partea Rusiei au unit mai degrabă Occidentul decât să-l dezbine. Așa este? În principiu, da, dacă ne uităm la suficientă distanță, dacă ne uităm la vizita domnului Orban la Moscova, vedem că există actori occidentali, sau la anumite declarații venite din Croația, există anumiți actori occidentali care joacă propria carte internă, chiar dacă la nivel strategic nu dezertează, ca să spun așa. Dar deocamdată putem să spunem că Occidentul are o poziție pe care o negociază cu Federația Rusă solidă și oricum negociată, discutată, sincronizată, care rimează foarte bine cu poziția americană. Ăsta este evident un semn bun. Dar să nu uităm un lucru. Dacă vorbim de Occident și de NATO, suntem în logică diferită. Nici în cel mai negru scenariu imaginabil nu se pune problema unui război între NATO și Federația Rusă. Că Federația Rusă poate să facă război la estul, ca să zic așa, vestului sau la estul NATO, asta e o discuție. Cred că nici asta nu se va întâmpla. Dar problema este că NATO este în altă logică și ideea de mesaj că Occidentul este unit ca în eventualitatea unui război cu Rusia e un pic exagerată. Rusia nu va ataca NATO, NATO este cea mai bună garanție de securitate pe care România poate să o aibă. Diplomatic vorbind, deocamdată putem vorbi de unitatea Occidentului și asta este de bun augur. Vă mulțumesc pentru această analiză și pentru toate intervențiile, pentru intervenția în jurnal. Mulțumesc.